Odată cu creșterea temperaturilor, a crescut și numărul apelurilor la 112. Ambulanțele nu mai fac față solicitărilor și asta pentru că oamenii nu respectă întocmai sfaturile medicilor. 24 de ore, să zicem că am 10 cazuri de copii și general bătrân, cu diverse afecțiuni, probleme cardiace, probleme de metabolism și nutriție al pacienților, adică diabetul zaharat, lipotimide, diverse cazuri, pacienții cu afecțiuni cardiace sau cronice. Populația trebuie să știe că trebuie evitată expunerea aceasta intempestivă, la orele prânzului mai ales, la razele solare. Sunt tot felul de cazuri, de la alergie la soare, la arsură solară, insolații, legate de deshidratare, deci nu se consumă suficiente lichide în această perioadă. Medicii spun că ar fi indicat ca în această perioadă oamenii să consume cel puțin 2 litri de lichide și să nu se expună la soare în intervalul orar 11-18. De asemenea, când ies din casă, să se protejeze împotriva razelor solare, acoperindu-și capul, mai ales copiii și vârstnicii care suferă de boli cronice. Se recomandă că în această perioadă să consumăm mai multe fructe și legume bine spălate. Meteorologii anunță că temperaturile au depășit cu mult 30 de grade Celsius. Mai mult, o temperatură ridicată se anunță și în zilele următoare.